Ne propunem să desenăm în fiecare dintre aceste triunghiuri un triunghi obtuzunghi, un triunghi ascuțit unghic, un triunghi dreptunghic și un triunghi obtuzunghic, mediatoarele laturilor. Mediatoarea unei laturi este perpendiculară în mijlocul laturii triunghiului. Voi începe cu triunghiul ascuțit unghic. Deci, pentru a-i desena mediatoarele, voi măsura lungimea laturii BC, observați, de la 0 la 5,6. Împart la 2, 2,8. Marchez mijlocul. O să-i spun A'. Marchez și faptul că este mijloc. Voi lua echerul și îl voi așeza în așa fel încât să construiesc perpendiculară Ana prin PBC. Deci o voi așeza pe latura BC, această latură a echerului, a unghiului drept, și mișc sau îl așez direct. Deci observați, o latură a unghiului drept și cealaltă latură a unghiului drept pe BC. Vârful echerului, vârful unghiului drept al echerului în aprim și construiesc perpendicular. Aceasta va fi mediatoarea laturii BC. Vedeți, am marcat semnul de unghi drept. Mediatoarea este o dreaptă, deci pot să o prelungesc dacă consider că am nevoie. Voi măsura acum, în etapa a doua, latura AC, pentru a-i considera mijlocul. Vedeți, 7,8, împart la 2, deci 3,9, marchez aici mijlocul la 3,9, o să-i spun B', fac și un semn că este mijloc și, pentru a-i construi mediatoarea, pun, vedeți, echierul, tot timpul am grijă la unghiul drept al echierului, o latura unghiului drept a echerului pe latura pe care vreau să construiesc perpendiculară, vârful unghiului drept în punctul în care construiesc perpendiculară și de-a lungul celeilalte laturi a unghiului drept voi duce perpendicular. Și am construit mediatoarea. Punctul de intersecție se notează de regulă cu O și va fi centrul cercului circumscris, adică a cercului care conține vârfurile triunghiului. Ca să duc cea de-a treia mediatoare, mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente, deci dacă știu unde se întâlnesc primele două mediatoare, cea de-a treia mediatoare conține punctul O. Și ia uitați-vă cum o construiesc, nu mai iau mijlocul. Pun latura unghiului drept de-a lungului AB și mișc până când, dar vedeți, nu mișc de-a lungul, decât de-a lungul laturii, nu de pe latură, și mediatoarea se va construi ducând perpendiculara din O pe latura AB. Și aceasta este mediatoarea. Am marcat și marchez și faptul că cele două segmente, C'A și C'B, sunt congruente. C' este mijlocul. Bun, trec la triunghiul dreptunghic. Construiesc mediatoarele. Aici vă rog să fiți foarte atenți că punctul de intersecție al mediatoarelor o să vedeți că este chiar în mijlocul ipotenuzei triunghiului. Deci, ai două posibilități de construcție clasică, adică iau mijlocul lui EF, măsor, la noi observați că este 3,5, împart la 2, 2,75, 1,75, scuze, 1,75 și am luat mijlocul. Am pus de prim și ridic perpendiculara, procedeul este același. Pun latura unghiului drept pe EF și mișc fără să deplasez de pe latură până când vârful unghiului drept ajunge în deprim și ridic perpendiculară. Aici se vor întâlni. Duc și pe cealaltă, iau mijlocul, vedeți, este 8,2, deci 4,1 și duc perpendiculară. Vedeți,
Atenție, vedeți cum am pus pe latură, mișc până vârful unghiului drept ajunge în acel punct și ridic perpendiculara. Ele se vor intersecta în punctul pe care îl notez O, dar care este exact mijlocul ipotenuzei. Să marchez, am pus acolo de prim, aici o să pun F prim și dacă ni s-a cerut să construim toate trei mediatoare, cea de-a treia mediatoare, adică a ipotenuzei, este perpendiculara din mijloc, din O, pe ipotenuză. Deci aceasta este cea de-a treia mediatoare și punctul lor de intersecție este în mijlocul ipotenuzei O. Și procedez la fel mai departe. Măsor segmentul NP, observați de la 0 la 4, nu prea văd bine, dar e 4,6, deci 4,6, 2,3, pun mijlocul. Punem acolo M', marchez că este mijloc, construiesc perpendiculara, deci fixez vârful drept al echierului în M, o latura echierului pe MP și vârful în M. Vedeți? Bun. Și ridic perpendiculara, care va fi mediatoarea laturii. Bun. Marchez unghiul drept. Iau oricare altă latură, eu am să o iau pe mână, că mi este mai ușor să măsor. Observați exact 9, deci 4, 9 împărțit la 2, 4,5 și mi-am marcat mijlocul. Marchez și faptul că este mijloc și o să-i pun eu pe prim și construiesc perpendicular. Deci pun latura unghiului drept al echierului pe M și mișc până când vârful drept al echierului ajunge în P'. Și construiesc perpendicular. Bun, pun semn că este mediatoare. Vrem să aflăm punctul de intersecție, deci observați că trebuie să prelungesc prima mediatoare construită. Acesta va fi punctul de intersecție. Hai să-l notez aici O1, aici O2. Bun, dar nouă ni s-a cerut să construim toate trei mediatoare. Cum construiesc pe cea de-a treia? Va fi perpendiculara din O pe latura MP. Pun vârful drept al echierului pe MP și mișc până când cealaltă latura unghiului drept ajunge în O. Și voi construi mediatoarea. Același lucru puteam să-l fac, evident, luând mijlocul și ridicând perpendiculara și ea trecea prin O2, pentru că mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente într-un punct numit centrul cercului circumscris. O să notez mijlocul cu NP.